Bună ziua tuturor și bine ați venit la spectacolul de ziua copilului oferit de copiii clubului Artist Dio și invitații săi. Spectacolul este la prima ediție și cu siguranță nu o să fie ultima. Intenția noastră fiind să intensificăm aceste spectacole cât putem de mult, să oferim acestor copii minunați șansa de a presta pe scenă ca tineri artiști și de ce nu să vă bucure și pe dumneavoastră cu momentele lor artistice. Ați venit un număr foarte mare, sunteți foarte mulți și mă bucur. Vreau să ridicem mâna sus cine a mai fost la spectacolele oferite de Artist Dio. Sus, mâna sus, sus, sus. Foarte mulți, mă bucur că ați venit și în această seară. Dragii mei, vreau să vă spun de pe acum că este un spectacol special. În plus că o să fie mulți copii, foarte mulți copii talentați, vom avea aici pe scenă toate cele trei mari show-uri de la televizor pe care le urmăriți și pe care le-ați văzut cu siguranță. România au talent, X-Factor și Vocea României. O să avem câte un reprezentant aici pe scenă pentru voi, pentru că este ziua voastră. Ziua voastră este mâine, dar noi o sărbătorim astăzi. Vreau să vă spun că clubul Artist Dio este înființat de 3 ani de către Dănuț și Ionuț Gheorgheș cu scopul de a oferi copiilor o alternativă a timpului lor liber pentru a-și etala, dezvolta latura artistică. Clubul Artist Dio pune la dispoziție copiilor și nu numai cursuri de dans, canto, muzică ușoară, pian, chitară și teatru. Așadar, copiii, cine vrea să meargă la clubul Artist Dio, este bine venit. Cu siguranță o să învățați foarte multe lucruri. Conducerea clubului Artist Dio mulțumește în mod deosebit invitațiilor de onoare care au răspuns afirmativ la propunerea noastră de a colabora la acest spectacol. Aducem mulțumiri sponsorului nostru Bambac pentru sprijinul acordat realizării acestui spectacol. Așadar, sunteți pregătiți? Să înțeleg că nu? Sunteți pregătiți? Da! Deja altă treabă! Vreau să fie nebunie, vreau să fie multă gălăgie, vreau să țipați toți, aici aveți voie. Așa ați fost la școală, știu că la școală nu este voie să țipați. Vreau să fie foarte multă gălăgie.